găsești eu un pământ teoretic care i-a fost scris să fie pământ al bunurilor vine și al oamenilor sufletești. Moldova este patria străbunilor mei, dar și locul cel mai drag mie. Niciodată nu a pierdut în fața dușmanilor ei, iar interesele locuitorilor acestei țări a fost neatârnarea față de interesele celorlalți. Și tradiții care mor în viața noastră cea de toate zile. Viața se modernizează, noi plecăm înainte, ne modernizăm, se modernizează și casele noastre țărănești, în loc de țolurile este, apar palasuri. Eu când întreb în casă mare, dacă întreb, este covor persan și nu este covorul nostru. Deci încet, în loc de perdeluțele... Închinate divinității fac parte din farmecul Moldova. Țara ce și are un loc aparte în inima mea. Este mereu în inima fiecărui om și doar când ești departe, înțelegi cât este dor de ea. Încărcată de o istorie zbuciumată, Moldova este o țară care și-a câștigat demnitatea prin lupte și războaie, care nu a cedat niciodată în fața dușmanilor ei. Singura supunere recunoscută în țara Moldovei a fost în fața lui Dumnezeu. Atât respectul cuvenit divinității, cât și iubirea pentru lucrurile sacre, s-a confirmat profund în toate locașele sfinte, în toate bisericile și mănăstirile Republicii Moldova.